să vorbim despre sănătate. Sănătate! Bună dimineața! Că e mai bună decât toate. Bună dimineața, sănătate! Astăzi vom vorbi despre cum să ne hidratăm corect vara, pentru că fără apă organismul nostru nu ar supraviețui, firește. Apa reprezintă mai mult de jumătate din greutatea unei persoane. Pierdem însă apă când respirăm, când transpirăm, când mergem la toaletă, iar când zilele sunt foarte călduroase, pierderile sunt, firește, și mai mari. De aceea, trebuie să ne asigurăm că apa pierdută este înlocuită, astfel încât să nu ne deshidratăm, pentru că altfel pot apărea probleme serioase de sănătate. Și amănunt aflăm chiar acum. În zilele călduroase de vară este bine să bem suficientă apă, iar mesele să fie ușoare. Câți litri de apă beți vara acum? Nu calculez, dar tot timpul când ies afară am sticluța de apă cu mine, sunt și cu copiii după mine și ei au sticluțe. Le umplem, cumpărăm din nou apă. Întotdeauna beau corect apă, minim 2 litri de apă pe zi. E mai mult de 2 litri, mult mai mult. Chiar de câte ori mi-e sete. Vă hidratați corect bara? Sigur că da, e foarte important să bem 2 litri de lichid pe zi. Chiar am sticle la mine și pentru mine și pentru fetiță. Cum ne hidratăm corect vara? Vara trebuie să bem apă atât cât are organismul nevoie și anume în funcție de vârstă, în funcție de afecțiuni și în funcție de mediul în care stăm, aer condiționat sau afară la căldură. Avem nevoie de apă, dar putem să suplimentăm și cu supă sau ciorbă. Ceaiurile, dacă nu depășesc 500 de ml pe zi, sunt în favoarea noastră, altfel ne pot deshidrata, cum poate să facă și cafeaua. Băuturile alcoolice sau berea ne pot chiar deshidrata și să nu uităm de băuturile carbogazoase îndulcite, care vin cu un adaos mare de zahăr și nu sunt în favoarea noastră. Procentul de apă în organismul adult trebuie să fie între 55 și 60%. Apa trebuie să fie intracelular și mai puțin extracelular. Raportul dintre aceasta determină retenția de apă, dacă există. Se poate analiza cu ajutorul unui aparat de analiză corporală complexă. Dacă mâncăm fructe și legume, este suficient sau tot trebuie să bem apă? Dacă le consumăm sub formă de supe sau ciorbe, sunt foarte bune pentru că conțin apă pe lângă apa din compoziția lor. Dar gândiți-vă că ne trebuie o cantitate foarte mare de apă și nu putem să mâncăm atât de multe fructe și legume ca să suplimentăm nevoile de hidratare. De aceea, apa este absolut obligatorie pentru o hidratare corectă. Ne ajută să bem rece sau cald vara? Prin excepție bem rece, doar băuturile alcoolice, atenție, doar seara, pentru ca să întârziem efectul intoxicației acute, iar celelalte băuturi pentru hidratare le vom bea la temperatura camerei sau ușor călduțe. În momentul în care lichidul este mai cald, pătrunde mai repede în celulă, acolo unde trebuie să fie, și nu rămâne în spațiu extracelular, lucru care ar determina retenția de apă. Apă plată sau apă carbogazoasă? Cu siguranță apă plată, pentru că apa carbogazoasă nu ne aduce niciun beneficiu pe timpul verii, dimpotrivă ne poate deshidrata și nu numai, dar interferă și cu metabolismul glucidic și al mineralelor din organism, putând chiar să le scoată din oase și dinți. Care pot fi consecințele deshidratării? Deshidratarea, mai ales pe termen lung, poate să reprezinte un factor de risc suplimentar pentru boli cronice, cum ar fi diabet, zaharat, hipertensiune arterială, boli de inimă, boli neurologice. De aceea, pentru a ne menține sănătatea, este foarte important să ne hidratăm corect, să alegem o sursă bună de apă, fie că este naturală, fie că este filtrată, în special dacă este microstructurată, în așa fel încât să pătrundă direct în celulă. Important este să bem apă constant de-a lungul zilei și să nu apară primele semne ale deshidratării, adică senzația de sete, buze uscate sau chiar pielea să devină uscată. Cam asta ar fi pentru astăzi. Vă doresc din suflet sănătate și aveți mare, mare grijă de voi. Mulțumim, Simona. Mulțumesc. Îmi pare că specialistul a omis două alte metode de hidratare foarte bune. Metoda berea, n-a zis nimic de rău, nici de rău, nici de bine. Dacă n-a zis, eu zic că are beuri. Hidratează și nu este nici aliment așa cum se... Nu e aliment? Cum nu e aliment? Așa consideră unii. Păi cum? Păi e trecută la aliment, cred că e jumătate de friptură. Iar am și eu auzit unul pe plajă, mâncăm și noi 6 fripturi. Erau, da. Și să nu uităm de spumant, se poartă spumantul, am văzut la malul mării. Spumantul, nu știu dacă se bea pentru gust sau pentru efect exact, cert este că este o băutură ce ni se potrivește nouă românilor. Urmăriți asta dacă sunteți vreodată pe o plajă de gen. Dacă un ospătar deschide un spumant înainte de ora 2 după amiaza, nu contează reacția celor pentru care se deschide, ci reacția celor din jur. Uite așa ești, stai cu pălăriuța și se aude. Pac, cum face spumantul, mă rog. Două. Dintr-o dată este cărâmul și după aia e pălăria și te uiți la ceas. Hai de capul mea! Dintr-o dată te enervează spumantul vecinului, ca și capra de altfel. Eu ți-am mai spus că știi foarte bine că în zona Italiei, în zona Spaniei, în zona Portugaliei, în general mediteranierii pun o sticlă de șampanie, o sticlă de prosecco sau o sticlă de spumant la mic dejun. Când intri, dacă intri pe la un 8:30, așa, 9, aia e intactă, e nedeschisă pe modelul, nici nu venim des pe aici, nici nu prea știm care sunt obiceiurile. Dacă tot deschizi primul, da, se uită aia la tine pe modelul, bețivule, dacă te întorci să-ți mai iei un pahar, nu mai găsești nimic, au ras toată masa. Știi? Se întâmplă. Le curge pe aici așa. Ce vreau să spun? Că dacă l-au lăsat pe Exarhu în vacanță, puteau să lase măcar sunetul ăsta, ca să fim și noi, ascultătorii de radio, mai, cum să spun, mai fericiți de cu dimineață. Hai să luăm o scurtă pauză să